Așa, vă rugăm foarte mult, două minute, că am ajuns la punctul apogeu. Decernarea învingătorilor, cum am spus duminica trecută, învingători de data aceasta sunt ambele echipe, învinși nu sunt. Sunt învingători și galeria de la Sagaidac, care astăzi are a fost cea mai bună. Am zis data trecută, dar vă repet și azi, că galeria minunată de la Scoția, care au aplaudat și echipa Republicii noastre Moldova două săptămâni în urmă, rămâne în urmă față de scoțienii, trebuie să învețe de la dumneavoastră. Sunteți cei mai tari, cei mai buni. Ați venit de la 30 de kilometri. Viața îmbucurătoare este pentru galerie că primarul dumneavoastră, care am zis că deja problemele satului, iluminat public, canalizare, cazangerie, eficiență energetică e zero pe lângă problemele cu fotbalul. S-a angajat echipa noastră
Să fie la anul viitor pentru divizia B a campionatului Republicii Moldova și să aveți meciuri foarte importante în divizia B din Raioane, de la Strășeni, de la Creuleni, de la Cahul. Deoarece, conform regulamentului campionatului, echipa care deține locul întâi devin campioane a raionului Cimișlia, devin automat și drept de a participa în campionatul Republicii Moldova Divizia B. Deja rămâne de autoritățile publice locale să identifice sursele financiare necesare. Dacă ar fi așa, într-un ceas bun, o să avem trei echipe în campionatul Republicii. Stilemet deja avem, unde au clasat locul întâi prima jumătate a campionatului din această ediție. FC Cimișlia, care la fel este la mijlocul tabelului. Și deja așteptăm pentru alt campionat și o echipă din satele noastre a Moldovei. Una peste alta, deci a venit timpul să încheiem și încheiem bine cu această zi minunată de soare. Am pus accent și punctul pe ei pentru sezonul fotbalistic 2021 cu această supercupă, dar noi o să ne mai revedem. O să avem gala fotbalului cimișlian, unde avem de decorat locurile 1, locurile 2, locurile 3. Campionii din acest an este, după cum am zis, Sagaidac, locul 2 este Bătâr, locul 3 este Porumbria. Și o să ne revedem ca să evidențiem și cei mai buni jucători care au fost parcursul întregului an. Zic că a fost un noroc mare pentru Sagaidac, că a intrat în posesia tuturor cupelor campionatului, au participat la veterani, mini-fotbalul, Cupa Președintelui Raionului Cimișlia la început de sezon. Una peste alta a fost, așa este peste tot în lume, au prins un an bun. FC Galbena la fel au evoluat întreg campionat, nu au intrat în primele trei locuri, dar au devenit deținătorii Cupei Satelor, așa că au participat la fel la toate turneile de mini-fotbal, Ziua Independenței, așa că la anul viitor deja poate se schimbă timpurile și se inversează și clasamentul. Așa este fotbal, nebunia secolului 21. Și acum vreau să ofer cuvântul, fiindcă am zis de la început că o să fie printre noi și reprezentantul Federației Moldovenești de Fotbal, care Federația Moldovenească de Fotbal nealintă, să zic eu așa, Raionul Cimișlia, deseori la toate competițiile noastre este prezentă, contribuie foarte mult la infrastructura dezvoltării Raionului Cimișlia. Știți că acum pe ultima sută de metri este construcția terenului de mini-fotbal standard 56-36 la liceul Mihai Eminescu. Sunt pe finișate lucrările de la Mihailovca, de la Ialpujeni, sunt în derulare lucrările la fundație la Porumbrei, s-au dat în exploatare la Hârtop, așa că avem foarte multe susținere din partea Federației Moldovenești de Fotbal și l-a delegat la sărbătoarea noastră de astăzi pe curatorul din partea Federației și inspectorul federal responsabil de asociațiile teritoriale, inspectorul federal FMF, domnul Vladislav Cebotari, care vreau să-l aplaudați că între timp este un bun prieten de-al nostru de mulți, mulți ani. Bună ziua la toți, onorată asistență, stimați amatorii fotbalului, stimați jucători, dați-mi voie să vă salut din partea conducerii Federației Moldovenești de Fotbal și aș vrea să menționez că să-i mulțumesc mult conducerii Consiliului Raional pentru susținerea Asociației Raionale de Fotbal, să mulțumesc conducerii și personal președintelui Federației Raionale, care face tot parcursul anului un lucru foarte, foarte mult și enorm pentru dezvoltarea fotbalului în raion. Referitor la meciul de azi, vreau să mulțumesc ambelor echipe, ambele echipe au arătat un joc foarte frumos. În divizia B nu sunt așa meciuri interesante cum am privit azi. Mă coleg mai mult noroc cu avut Sadaclea. Sagaidac, scuzați-mă. În orice caz, fericitări că ați ținut trofeul ăsta, dar vouă sper la anul să câștigați, vă pregătiți mai bine, sănătate și succes. O zi bună! Mulțumesc. Mulțumim, domnul Vladislav Cebotari, cred că o să fiți printre noi și la totalizările sezonului fotbalistic, care, dacă ne va permite pandemie, o să fim într-un cerc foarte, foarte mare, toate echipele vor fi invitate. Și acum
Pe parcursul mânării celor mai bune trofee, președintele juriului, să zic, a fost domnul Ion Cimeica, care este ziarist la Gazeta de Sud și este responsabil, îngrijește pagina sportivă, ori de câte ori îl vedeți printre noi. Când o să începem, o să îi oferim cum au fost nominalizați. Și acum, la sfârșit, o să vorbească domnul vicepreședinte, dar acum invităm echipa clasată pe locul 2, cu titulatura de vicecampioană, cu diplomă care își va regăsi locul, un premiu bănesc, 2000. Și medalii fiecare băiat pentru amintire, pentru a-și îmbogăți galeria. Fiecare câte unul. Următorul. Al doilea. Butuc Vladimir, portarul. Vladimir, bravo. Bravo. Băi, să nu vă împărțesc, că trebuie să facem poză, să avem pentru... Postăm pentru site-ul Federației Consiliului Regional. Bravo, eu nu te departez, că mai avem pentru tine un premiu. Uleacă, noroc! Nu, băieți, nu departați medalile, fiindcă o să vrem să postăm. Se pregătește echipa clasată pentru locul întâi, Dorel, bravo! Rotaru! Vinu și onorează sătenii, da! Și să cealaltă la voi din sat! Lipoveni, dacă nu scot eu din campionat, aveau o altă soartă azi. Alexandru, nu ai avut noroc. Domnul Găscu. Prima medalie, așa-i? Și nu ultima, spășie! Așa, și acum, campionii, ediția 2021, Supercupa și campionul raionului, primăria Sagaidac, simbolic pe cel Sagaidac. Da. Din partea Federației Moldovenești de Fotbal, 2000. Și credem că domnul primar nu o să mai aibă loc în biroul lui pentru afișarea tuturor diplomelor. Un premiu bănesc, medalii de aur fiecărui băiet și... Și trofeul principal de Supercupă! Fiecare jucător, repejor, unul după altul, primiți medaliile de aur, care va fi un exemplu pentru copiii voștri, care desigur vor fi tot fotbaliști care au parte de băieți. Să arătați ce minunați părinți au fost pe timpuri. Este o mândrie pentru fiecare fotbalist, pentru a demonstra feciorilor că au făcut sport. Nicolae, o aveți? O aveți? Și acolo scris. Păi dați că... Dă-mi un bani. Mai punem două, că nu știi cine ați câștige. Porumbrie fix așa. Porumbrie fix așa. E pus în gura gaună și este amuși să o găsesc.
Nu, iată și campioană cu regal. Două faci, că dacă... Deci, acum, principalii, toți au fost buni. Vreau să-l invit alături unde este directorul Direcției Învățământ General Răionul Cimișlia, care ne va spune, care tot a fost în juriu, care a fost cel mai bun portar, după părerea juriului, domn director Vasile Surdu anunță. Se decernează Maxim Vasilache, cel mai bun portar în cadrul supercupei. Lei, diploma și figurina pentru amintire peste veacuri. Faci o poză, prima. Cel mai bun apărător. Deci se decernează Ion Zamurcă, nominalizat cel mai bun apărător în cadrul Supercupei. De la Gura Galbene! Cel mai bun mijlocaș. Tot de la Gura Galbenă este Cristian Rotaru. Cristian, veniți și vă sembrați. Da. Și ca și duminica trecută, are o stabilitate pe parcursul întregului sezon. Premiul de cel mai bun înaintaș se duce tot la Sagaidac. Și de data aceasta este Nicolae Crețu. Și doi arbitri, o să le mânăm sus, cavalerul fluierului Sergiu Rusu și Isai Baciu. La fel cu două figurine care au arbitra... Baciu Isai. Felicitări! Arată la cameră. Sergiu Rusu, ești pe aproape? Ori sus? Felicitări! Ai să dai lui Sergiu Rusu. Da, bine. Și acum, în încheiere, eu ofer cuvântul vicepreședintelui Raionului Cimișlia, domnului Vadim Torgai, pentru mesajul de felicitare. Colegi, prieteni, vă rog frumos liniște, să terminăm ziua noastră de azi, care a fost Igor. Hai, vă rugăm frumos liniște, băieți, n-avem când să facem. Eu vreau să vă spun că a fost un meci extraordinar. Ați dat dovadă de liniște, ați dat dovadă de sentiment de sportiv. Sunteți bravo, sunteți sportivi. Așa a vrut domnul. Nu trebuie să vă supărați. Penalti de loterie. Așa a fost.
astăzi au fost, adică ați fost buni și Gura Galbenii și Sagaidacu. Deci eu vreau să vă felicit pe ambele echipe. Sunteți bravo și sunteți buni ambele echipe. Însă, domnul hotărât că cupa să meargă la Sagaidacu. Cu asta fi felicitem pe dumnealor, pe Gura Galbenii felicitem și sunt bravo. Încă o dată vă doresc succes și ne întâlnim la anul. Mulți ani! Da, un mesaj special de la domnul președinte, dumnealui nu putut să vină, că ieri a venit de deplasare și nu a avut timp. Vă doriți sănătate și vă doriți prosper. Și dumnealui e cu dumneavoastră totdeauna. Mulți ani înainte! Și astăzi domnul președinte este absent printre noi, că este și ziua Sfântului Mihail, care o serbează întreg neamul nostru purtător de Sfântul Mihail. Dar a promis că o să încheiem sezonul fotbalistic tot cu un turneu în cinstea președintelui Raionului Cimișlia, ca de fiecare dată cum și începem. La sfârșit de ianuarie, după sărbătorile de iarnă, o să reîncepem ediția 2022 cu cupa președintelui Raionului Cimișlia la fotbal de sală. Dar până atunci, la totalizări ne vedem toate echipele, la fel vor fi menționați cei mai buni jucători pe întreg campionatul și pe întreg sezonul fotbalistic. Și o să mai avem un turneu cu ocazia sărbătorilor de iarnă, poate dacă ne permite pandemia, după 1 decembrie, spre sfârșit, la mijlocul lunii. Succese tuturor, o zi frumoasă în continuare, continuăm să avansăm. Și acum, doar pentru încheiere, cum am zis, primarul satului, nu știu, o să aibă azi curaj să spuie despre intențiile pentru participare în divizia B, dar mi-a plăcut foarte mult că a intrat în această nebunie cum este fotbalul și am zis că problemele satului de canalizare, iluminat, eficiență energetică, școală, grădiniță, este floare la ureche pe lângă fotbal. Și asta este bucurie, că în satele Moldovei trebuie să se joace fotbal. Acolo sunt satele vii, unde se joacă fotbal. Domnul Andrei Antalmaci, cuvântul vă ofer. Dar hai să-l aplaudăm, că merită! Felicitări ambelor echipe. Sagaidacu, să știți că azi s-a scris istoria în raionul Cimișlia și în satul Sagaidac. S-a luat 3 titluri la rând. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că pentru localitatea Sagaidac este foarte important și este tradiția din moș strămoș că se joacă fotbal și avem și suporteri care demonstrăm și astăzi și la fiecare joacă. Bravo vouă! Vreau să mulțumesc foarte mult organizatorilor, în deosebi domnului Victor Stână, datorită dumnealui. Datorită dumnealui să petrec aceste petreceri, adică aceste campionate, cupe, într-adevăr depunem un efort foarte mare pentru raionul Cimșlia și în deosebi pentru cultură, pentru sport. Mulțumim organizatorilor la Consiliul Renal, domnul vicepreședinte, mulțumim domnului Cibotaru de la Federația de Fotbal. Vă mulțumesc tuturor și o zi bună în continuare la toți. Succes în continuare! Și trecem de la fotbal la volei. În atenția și domnului primar și a tuturor, ne aude prin mass media. Sâmbătă și duminica viitoare organizăm Consiliul Regional, Secția Cultură, Tineret, Sport, turneu în comemorarea a doi antrenori, a doi amatori de volei, în memoria ex-președintelui Raionului Cimișlia, Ivan Viveriță, care de 9 ani nu mai este printre noi, și a antrenorului emerit Mihail Stoianov, care sunt multilaterali și pe lângă fotbal participă și la volei. Vă așteptăm cu mare drag în școala sportivă, o să discutăm, am anunțat aceste competiții. Vă mulțumim tuturor, o zi frumoasă și să ne vedem ori de câte ori cu mare bucurie! Galeria de la Sagaidac! Sagaidac! Gura Galbenii! Felicitări tuturor! Nu-i drept! Așa ține, nu-i drept! Aveți băieți, 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 bă
Bă, te-ai fost ușit cu bărghița în capă. La șine se uităm. Aștept, stăleacă. Mircea, fotografiezi-o în filmez. Ia te-ți băieți, măi. Catalina, te da. Sunt Victor Stână, specialist principal, secția cultură, tineret, sport din Consiliul Raional Cimișlia. Astăzi, în această zi minunată de toamnă, pe stadionul Orășenesc Cimișlia s-a pus punct pe ultimul acord al sezonului fotbalist 2021, disputat finala Supercupei Raionului Cimișlia, ediția 2021, între campioana Raionului, câștigătoarea campionatului Fotbal Club Sagaidac din cadrul primăriei Sagaidac și cu deținătoarea Cupei Satelor, primăria Gura Galbenei. Am terminat acest sezon fotbalistic pe o notă majoră. Vedem sentimentele de bucurie ale ambelor echipe. Am avut multe activități, campionatul s-a desfășurat cu succes și multe, multe alte competiții. Mă bucur foarte mult de localitățile în care s-a petrecut și organizat campionatul raionului la fotbal. Până la sfârșit mai avem în derulare și alte activități la volei. Este bine că în pofida tuturor greutăților în satele noastre se mai practică sportul, cultura fizică, diferite genuri de activitate și asta numai este îmbucurător. A doua competiție consecutivă, atât în finala Cupei Toamna Aurie din duminica trecută, cât și astăzi la Supercupa, de către juri a fost declarat cel mai bun portar, Vasilache Maxim, care într-adevăr a pariat și mijile de departajare, a devenit iarăși erou acestui meci, care cu mare drag îi oferim cuvântul ce sentimente, prin ce sentimente a trecut și dacă este mândru de această supercupă care a intrat în posesie echipei și trofeul ca cel mai bun portar al Supercupei ediție 2021. Da, în primul rând mulțumesc organizatorilor care au organizat acest turneu și vreau să le mulțumesc mult colegilor, cei care m-au susținut și spectatorilor. Echipei adversare le doresc un succes mai departe și multe realizări de succes. Și acest trofeu te înaripează sau te lași de fotbal? Mă înaripează foarte mult, de asta n-o să mă las de fotbal, o să merg în continuare, cred. Cu atât mai mult că primarul are gânduri bune pentru a promova echipa în divizia B a campionatului Republicii Moldova pentru anul viitor. Așa că nu mai trebuie să vă antrenați în continuare, că vă așteaptă mari, mari examene. Da, da, ne antrenăm mai în continuare și credem că o să mergem ușoară. O să fie mândrie pentru Sagaidac, da, 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 pentru a participa în campionatul Republicii Moldova? Da, o să fie o mândrie pentru că vom intra în această divizie și cred că va fi posibil ca să intrăm. Nu știu, deja o să vedem de parcurs cum se vede. Deci, după sărbători, vă apucați de antrenamente mult mai asidue. Succes și baftă tuturor!